Primăria Capitală, îngropată în datorii, edilul municipiului București, Nicu Șordan, a anunțat că instituția pe care o conduce are conturile blocate încă din luna august, din cauza unei datorii totale de peste 2 miliarde de lei. Din această cauză nu poate fi plătită nicio lucrare de investiții. Datoriile curente ale Primăriei Capitalei sunt 2,5 miliarde de lei. Vreau să înțelegeți sau vreau să exemplific ce înseamnă 2,5 miliarde de lei. 2,5 miliarde de lei înseamnă aproximativ cât a costat metrou din drumul Taberei. Înseamnă aproximativ cât costă podul de la Brăila peste Dunăre. Sau înseamnă 10.000 de apartamente. Și toți banii ăștia, noi ar trebui să-i plătim acum. Asta înseamnă datorie curentă. Noi ar trebui să plătim acum, în momentul ăsta, cât costă tot metroul din drumul Taberei. Aici ne-au dus floricelele și concertele și târgurile și companiile municipale. Nicu Șordan a precizat că a solicitat eșalonarea datoriei la ANAF prin Societatea de Transport București și ridicarea plafonului de îndatorare. Edilul Capitalei susține că a cerut sprijin și guvernului, însă instituția pe care o conduce nu va solicita mai mulți bani decât alte administrații locale atunci când va fi realizat proiectul de buget pentru anul acesta. În ceea ce privește zona de termoficare, Primăria Municipiului București și-a exprimat intenția de a cumpăra compania producătoare de energie electrică și încălzire Elcen. Pentru această achiziție este necesar acordul Consiliului General al Municipiului București, al Ministerului de Finanțe și al celui al Energiei. Pe de altă parte, edilul Capitalei a anunțat o serie de achiziții în domeniul transportului în comun. Ne pregătim să semnăm contractul cu Astra pentru 100 de vagoane, 100 de tramvaie. Este un contract pe bani europeni, 840 de milioane de lei, deci aproape 200 de milioane de euro. A existat o licitație organizată de către Societatea de Transport București pentru 40 de tramvaie, câștigată de către o societate din Pașcani. Contractul a fost anulat însă în luna septembrie din lipsă de fonduri, a mai precizat Nicu Șordan. Acest contract nu era oportun, pentru că erau tramvaie de 18 metri, nu de 36, și necesarul pe toate liniile din București este de tramvaie lungi, pentru că e necesar de a transporta mulți oameni și, pe de altă parte, prețul lor, 7,6 milioane de lei, tramvai de 18 metri, era aproape cât costul unui tramvai dublu. Primarul general al Capitalei a mai anunțat că va fi lansată și o licitație pentru autobuze electrice, care ar urma să fie achiziționate tot din fonduri europene.